Poliția a fost solicitată de vecini să intervine la un scandal sâmbătă noapte în localitatea Moldova-Sulița. Oamenii au anunțat poliția pentru că un bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice a început să facă scandal acasă. Polițistul care a venit să aplaneze conflictul conjugal a reușit să o smulgă pe femeie din mâinile soțului ei. Bărbatul, cu mintea tulbure de alcool, l-a atacat pe omul legii cu un cuțit și a reușit să-l lovească la ceafă și la un picior. Atunci, polițistul a scos pistolul din dotare, l-a somat pe scandalagiu, după care a tras un foc spre el. Glonțul l-a lovit în abdomen. Dacă polițistul a avut doar câteva răni superficiale și a fost tratat la spitalul din Câmpul Moldovenesc, agresorul a ajuns la urgențele spitalului județean din Suceava pentru a-i se extrage glonțul. Pacientul în vârstă de 36 de ani s-a prezentat cu o plagă împușcată abdominală, cu retenție de corp străin metalic glonte și în stare de șoc hemoragic. S-a intrat în sală de operație. În prezent este internat în secție de terapie intensivă, este stabil hemodinamic și tensional. După ce va ieși din spital, bărbatul agresor din Moldova-Sulița va fi predat poliției și va fi anchetat pentru ultraj. Cercetările sunt continuate de către unitatea de parchet competentă, respectiv parchetul de pe lângă judecătoria Câmpului Moldovenesc. Față de agresor, efectuându-se cercetări, se va spectra să vă și infracțiunii de ultraj contra autorității.